Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată cu rânduiala lui Dumnezeu am parcurs împreună sărbătorile iernii sau sărbătorile de iarnă, cele trei mari praznice împărătești, așa cum v-am spus și ultima dată. Deci, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, cel mai important moment în viața fiecărui om, și când spun că este un moment important în viața fiecărui om, mă duc cu mintea imediat la ideea că cel mai ascuns mister unde se naște omul și acela este răscolit de mâna omenească prin chiureta care trage pruncul afară din femeie. Tăierea împrejur sau botezul legii vechi, și când mă duc la legea veche, mă gândesc la înțelepciunea pe care Dumnezeu a lăsat-o între Avram și neam printr-o simplă tăiere împrejur a făcut să fie omul ales și împăcat cu Dumnezeu într-o oarecare măsură, și apoi botezul la Iordan, sau cel mai important act din viața omului, care nu face altceva decât să-l altoiască în trupul lui Hristos, în trupul bisericii, așa cum primăvara cel de la livade face o tăietură și tăind în două cu bisturiu, bagă o mladă tânără care, odată hrănindu-se din seva acelui copac, va da frunză, flori și roade. Mai mult decât atât, despre botez nu se pot vorbi toate. Ați văzut câte lucruri importante și lucruri frumoase am discutat despre puterea cu care se face botezul, despre rostul botezului, despre puterea lui sacramentală și nașterea în sânul bisericii, pentru că botezul este ușa tuturor tainelor. Dacă nu este botez, celelalte nici nu sunt valabile. Deci botezul este prima taină care trebuie administrată celui ce se îmbracă în Hristos și moare cu Hristos și învie cu Hristos. Deci cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat, aleluia, pentru totdeauna. Ceea ce rămâne însă nou este înnoirea Duhului Sfânt sau primirea Duhului Sfânt, pentru că deși din lucrarea Duhului Sfânt suntem zămisliți atunci când femeia și bărbatul se împreunează în taina împreunării și nu a desfrânării, în acel moment Duhul Sfânt lucrează, sufletul este închinat Sfintei Treimi, este înzestrat cu conștiință care va fi pe mai târziu vederea lui Dumnezeu cea dinăuntru, de aceea să se spune undeva în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Deci cineva mi-a spus, după oarecare discuție, și de ce ați vorbit despre împărăția lui Dumnezeu din afară când ea este înăuntru? Cea de afară te face să o contempli și să o găsești pe cea de dinăuntru. Iar cea de dinăuntru te împinge spre cea din afară. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Mergând mai departe, am ajuns să vorbim despre felul cum trebuie administrat botezul, și ați auzit că în biserică se administrează de preot, de episcop, și eventual la mare nevoie și de un creștin oarecare, apoi se continuă tainele botezului, mirungerea și celelalte, dacă pruncul va mai trăi, dar validitatea lui rămâne valabilă dacă pruncul a murit, și Dumnezeu consideră pruncul botezat din iubire de oameni prin ce? Prin preoția sacramentală. Tu ești spovedit, împărtășit, botezat, cununat sau în biserică. Și aceste taine dau asupra ta o putere sfințitoare celui care era în pericol să rămână afară de biserică. Că de nu se naște cineva din apă și din Duh, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi am ales eu o temă mai frumoasă, mai specială, la duminica de după botez, și am zis că ar fi bine să deschidem ochii și să fim atenți la darurile Duhului Sfânt. Nu cum sunt privite ele filocalic, alea sunt niște vederi duhovnicești mai largi, a lui Petru Damaschin, în care monahul prin rugăciune se adâncește și ajunge la stări foarte înalte, ci am vrut să le privim sau să le analizăm un pic cum, din două prisme. Întâi, ca să vedeți că totuși biserica nu rămâne săracă, și când spun că biserica nu rămâne săracă, vreau să vă spun un singur lucru. Vreau să vă spun că și ea dăruiește ceva omului. Nu are bani sau lucruri materiale. Dar în schimb, din izvorul nemărginit a iubirii lui Dumnezeu, îi dă omului 7 daruri puternice prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Darul temerii sau Duhul temerii, darurile Duhului Sfânt.
al tăriei, și o să vedeți ce înseamnă, al sfatului, al științei, al cunoștinței și al înțelegerii sau al iluminării și discernerii. Discernerea lucrează în același rând cu Duhul Sfatului după ce s-a practicat virtutea. Discernerea este partea practică a Sfatului, iar partea contemplativă este de fapt înțelepciunea sau înțelegerea, spune Maxim Mărturisitorul. Dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că în primul rând botezul nu este complet fără taina mirungerii. Deci una este afundarea și moartea cu Hristos și cum spune acolo undeva frumos într-o carte. În clipa când Hristos moare, El înghite moartea învăluindu-o de iubire și în clipa când tu te afunzi în clisteniță și mori pentru Hristos și mori păcatul adamic cel strămoșesc și învii cu Hristos, învii cu iubirea Lui sau primești darul nemuririi sau darul veșniciei. Deci darul învierii. Hristos transformă moartea în înviere. De ce spune Apostolul Pavel? Moartea este un somn. Este un somn pentru că pentru cei credincioși este unire cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, iar pentru cei necredincioși este spaimă, groază, este întotdeauna mister, este întotdeauna frică, este întotdeauna ceva cutremurător. Iar ea privită din punct de vedere și biologic și spiritual nu este altceva decât despărțirea trupului de suflet din punct de vedere spiritual, iar biologic încetarea funcțiilor vitale. Ei, această moarte nevăzută, această moarte despre care vorbim acum la botez, la harul botezului care vine prin taina botezului, este o moarte spontană. Ea este echivalentă cu ce? Este echivalentă exact cu acel paragraf din Evanghelie care spune: iar când Dumnezeu va veni, nu toți vor muri, dar toți vor învia și într-o clipă se vor transforma și vor fi la înviere. Deci iată ce minunăție înaltă. Așa cum venind în clipa aceasta sfârșitul lumii ne-a prins în această biserică sau în oraș, pe stradă, în casă, la masă, dormind, citind, rugându-ne. Ei, în clipa de ochi, într-o clipeală toate vor fi la judecată, spune Psalmul. Ei, în clipeala aia de ochi se face acea transformare. Sub ochii noștri același lucru se întâmplă. În clipa când te-a muiat preotul în clistelniță și te-a botezat, se face acea moarte aparentă care tu nici nu-ți dai seama că moare omul vechi și se naște omul nou. Și spune aici mai departe, am vrut să vorbesc exact cum spune, am însemnat fraza. Darurile Duhului Sfânt în acea clipă izbucnesc în omul nou, în conștiința noastră, dintr-un loc ascuns al inimii în toată strălucirea lor. Dumnezeu a ascuns aceste daruri în inima pruncului încă de când el era nebotezat și era în pântecele mamă sa, o lună, două, trei, nouă. Dar în clipa când s-au simțit aceste daruri descoperite, și spune foarte frumos Sfântul Maxim Mărturisitorul, zice că ele stau în inima omului cum stă miezul de viață într-o sămânță sau într-un mijloc de ceapă. Ați văzut când pui ceapa în pământ, are o groază de foi. E bulbat așa, dar din mijloc iese viața. Foile alea verzi care dau viață la o nouă plantă. Ei, așa și darurile Duhului Sfânt. În clipa când l-ai muiat în apă, s-a descătușat și s-a crăpat acea carapace a păcatului strămoșesc, moare omul cel vechi și imediat se deschide exact ca și o plantă nouă. Se întoarce imediat și deasupra iese planta cu fructul nou, proaspăt. Deci iese omul cel nou, din apă și din Duh. De aceea a spus, eu vă botez cu apă, iar cel ce vine după mine vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Focul este darul Duhului Sfânt care, de data aceasta, nu mai vine în chip de limbi, ca de foc sau în chip de porumbel, ci vine prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Și când vine în ungerea cu Sfântul și Marele Mir, marea bucurie a creștinătății de răsărit a Ortodoxiei este tocmai aceasta. Aceste daruri încep să se spunea materia asta îngrecată, Duhul Sfânt plutea deasupra apelor, gata să nască. Același lucru se întâmplă cu omul nou botezat. În clipa când spune, miruitu-te-ai pe cetea Duhului Sfânt, pe frunte, la ochi, la urechi și așa mai departe, la gură, pe mâini, pe picioare, pe spate și pe piept, în clipa aceea, ele stau să îmbobocească. Gata, au și înflorit. Dar nu sunt lucrătoare. Sunt în primul rând daruri de luminare a minții și ele fortifică mintea spre orientarea la Dumnezeu.
Deci ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu pe parcursul vieții. Deci pruncule are de mitit el. Ele sunt curate, sunt nelucrătoare, că el nu pricepe, doar suge țâță și gângurește. Iar pe parcurs ce crește, dacă sunt cultivate prin virtuți, deci fiecare virtute înlătură o patimă. Suferi de desfrânare, ești îmbrăcat într-o carapace, ai lepădat-o, te-ai ușurat de una. Suferi de mândrie sau de mânie, ai dat jos carapacea devenind blând și smerit, mai cade o învelitoare și ușor, ușor până omul devine curat. Dar cele din urmă învelitori, dacă ați fost atenți și atunci când despicăm ceapa în două, sunt foarte subțiri și fine, abia, abia le desprins. Ei, așa se întâmplă și în lucrarea duhovnicească. Foarte greu începe omul să desfășoare cele subțiri. Zice, cele subțiri aproape devin nevăzute. Cele păcatele și patimele cele subțiri aproape devin inexistente. Păcatele cele subțiri despre care spune în Scripturi, nu mă aruncați în negrijă că ar fi ușoare, că numai dacă poftești femeie prea curvești sau porți ură, păcat de moarte ai săvârșit, ele sunt atât de fine încât noi nu le dăm importanță, dar și ele sunt ucigătoare de suflet. Nu în sensul că ne oprește de la intrarea în rai. Doamne ferește că se dezleagă. Are Dumnezeu milă, că la El îți toate cu putință, nu la om. Zice, cine se va mântui? Cei ce vor căuta să intre prin ușa cea strâmtă cu silință, spunea în Evanghelia de sâmbătă, de ieri, de la liturghie. Dar în momentul când tu nu vrei să-L vezi acel păcat subțire, El lucrează asupra ta. Iar la Duhul Științei și al Cunoștinței se face acolo o paranteză și spune, cel ce are deja acest Duh de cultivare în el al cunoștinței de sine, cunoștința de sine este luarea minte sau vederea noi înșine. Ei, zice că ăla îți arată imediat două stări. Aroganța, care te face să vezi că nu ești mândru, dar ești arogant. Te face să crezi că toți sunt proști în jurul tău, numai tu miroși de deșteptăciune. Și în același clip, tot mintea vine și cultivă virtutea și o pune în prisma voinței Dumnezeu. Fericiți cei smeriți sau curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Și se întâmplă automat iarăși o lucrare înaltă. Zice, totuși, smerenia mă înalță. Că așa spune, zice, smeritul m-am și m-am mântuit. Sau spune, zice, înălțatul m-am și am căzut. Cel ce se va înălța va cădea, cel ce se va smeri se va înălța. Mergând mai departe la darurile noastre, aici biserica câștigă un avantaj față de Occidentul din afară. Ei ce fac? Cultivă odată cu botezul ideea că pruncul trebuie să cunoască ceea ce primește și însușește. Un om la 50 de ani sau la 40 de ani sau la 30 de ani, dacă îl pui să spună ce daruri are asupra lui, el nu știe ce să spună. Vin babele și spun darul beției, darul curviei, darul fumatului, și părintele a luat darul fumatului. Deci iată ce daruri distinge omul în el. Dar în momentul când biserica, ca o mamă bună și iubitoare, se grijește de prunc, ea încă din fașa creșterii lui duhovnicești îi dă darurile ca ele să fie cultivate și alese de omul respectiv în ceea ce va lucra mai mult în el. De aceea spuneți ce, nu defăimați pe niciunul din cei mici, că îngerii lor pururi văd fața lui Dumnezeu. Unde o văd? Pot să o vadă în ceruri, că sunt duhuri nematerialnice și lucrătoare, dar în același timp pot să o vadă și înăuntru nostru. De ce? Numai îngerul are ochii deschiși și dumnezeiești să vadă darurile din om și nici de cum omul este în măsură să-și cunoască darurile sale. De aceea sfinții, la primul duh sau dar al temerii, ei întotdeauna au avut posibilitatea și curajul de a spune, miluiește-ne pe noi păcătoși. Deci se smereau într-o permanentă lucrare, deși sfinți erau, că vine dracul la Antonie și îl întreabă, zice, băi, zice, ce te mai rogi atâta, zice, sau la Sisoie, zice, gata, ți-ajunge. Mai am nevoie de un ceas de pocăință ca să mă mântuiesc. De-abia vreau să pun începutul cel bun. Și el avea vederile îngerești deja, deci era dus în transfigurare. Deci trebuie să fim foarte atenți ce rol au aceste daruri. Deci darul temerii. Darul temerii lucrează în om prin conștiința de care vorbeam, că se trezește în mintea noastră și odată ce omul este sfătuit, asta e bine, asta nu e bine, asta e rău, asta așa, asta așa, omul începe să cunoască și să distingă binele de rău. Dar nu trebuie să confundăm teama de Dumnezeu, deci teama de Dumnezeu, cu senioratul
Adică, vai de mine, mă omoară, cuștă, îi întrebam pe cineva odată, zic, ai văzut vreodată undeva la vreo scovedanie, stând Dumnezeu cu barda și în clipa când ai spus păcatul să zboare capul? Nu. Te iert și te dezleg. Deci te iert și te dezleg. Este același act ca și cum ai spune, se botează în numele Tatălui, pentru că te iert și te dezleg tot în numele Tatălui. Deci te afund în numele Fiului Amin și te dezleg tot în numele Fiului Amin. Și iarăși, zice, te afund în cu Duhul Sfânt, Amin, Amin, să botează Robul Dumnezeu, iar de aici spune, a Fiului și a Sfântului Duh, Amin, deci a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, Amin, eu nevrednic, preot și duhovnic. Și aici tot acel nevrednic preot vine și săvârșește taina Sfântului Botez. Și să trecem mai departe. Aceste daruri lucrează în om la purificarea de patim. Și când vorbesc de purificarea de patim, aici mergem la primele trei daruri care sunt lucrătoare în tot omul care îl vedeți în biserică. Temerea, tăria și sfatul sunt în tot omul. Orice mamă și orice tată are conștiința bine formată că pruncul lui trebuie să fie bun, de aceea să-și cheamă familie și noi avem în popor proverbul și cei 7 ani de acasă. Deci asta este lucrarea duhovnicească care o are tot omul. Iar darul tăriei nu este altceva decât darul în care omul se înverșunează când vede rău, ați văzut. Se roagă câte un om să-i se împlinească o treabă și să stăruiește și să stăruiește și să stăruiește până nu se lasă. Și îi se îndeplinește. Dar de ce îi se îndeplinește? Că n-a cedat și nu s-a lăsat învins. N-a lăsat-o și a cotit-o. Dacă o fi, mai încerc, dacă nu o fi. Nu. Asta trebuie să se împlinească și asta s-a împlinit. Deci primele trei daruri le are tot omul. David spunea, am văzut pe Domnul de-a dreapta, în veac să nu mă clad. Sfinții spuneau mai departe, și în Scriptură, și Solomon, și Iisus era, cu frica de Dumnezeu să abate omul de la rău. Adu-ți aminte de cele de la urmă și în veac nu vei greși. Și tot așa. Și sfinții la rândul lor, dacă citim tot Patericul Egiptean și acum știți ce înseamnă, sau Lavsaicon, sau Istoria Laosiacă, sau Patericul Sinaitic, sau a Solovățului, sau orice care, veți găsi acolo că atunci când fiul duhovnicesc intra în ascultarea bătrânului sau al avei, era învățat să-i spună fiecăruia blagoslovește și mai iartă. Și de ce foloseau acest termen? Nu care cumva din ascuțimea minții să fi greșit și să nu-și fi dat seama. Dar în clipa când acesta spunea Dumnezeu să te ierte, era o ușurare între cei doi și darul Duhului Sfânt lucra. Doi se certau odată și a spus, zice, lucrul ăsta e al meu. Da, e al tău, blagoslovește și mă iartă. Și a început dracul să urle de durere. Și a întrebat, dar tu cine ești care urle acolo? Zice, eu care nu mă pot smeri, zice. Ce mare taină, zice, este smerenia la voi, la creștini, zice. Un alt popă idolesc, care slujea în templu la idoli, fica lui s-a dus în taină și a ascultat ce vorbește preotul idolesc cu dracii din idolii de piatră și de argint. Și a întrebat acolo, zice, de ce vă temeți voi mai mult? Zice, ne temem de darul iertării de la creștini, zice. Când aceștia se iartă între ei pentru greșeale, zice, ne topește, zice, și ne arde. De aceea trebuie să fim cu luarea minte, prin darul temerii și a tăriei, să ne dăm seama tot timpul că putem fi în potența de a greși. De sfinții care, deși erau sfinți, spuneau, iartă-mă pe mine păcătosul, sau când era întrebat, cum petrece avo, sau cum petreci părinte, sau frate, el îți spunea. Zice, bine cu rugăciunile sfinției voastre și cu darul lui Dumnezeu. Deci nu cu darul lui, cu darul lui Dumnezeu. Ei, același lucru trebuie să-l aibă și creștinii între ei ca să arate un semn de spor duhovnicesc. Deci un semn de spor duhovnicesc. Părinții Patericului erau și mai subțiri în gândire privind Duhul Sfatului. Noi, oamenii, ne mai pripim. Mai îndemnăm cu bună știință la păcat, mai îndemnăm cu bună știință la lene, la trândăvie, lasă, nu te mai osteni, lasă, nu te mai ruga, lasă, că nu-i nevoie chiar atât. Avem noi scuzele noastre care vine din iubirea de sine. Dar sfinții erau foarte calculați și spune tot în literatura patristică că atunci când ucenicii nu vor mai ține cont de sfatul bătrânilor, Dumnezeu va lua darul sfatului de la bătrâni. Și în clipa aceea, ucenicii vor primi vorbe goale. Ce înseamnă vorbă goală?
Tu vii să-ți dau un cuvânt de folos și dacă Dumnezeu a luat darul de la mine pentru că tu nu păzești porunca, cuvântul devine semn. Și ca să vă dați seama că nu e o minciună, eu vă pun în față imaginea. Câți n-au fost sfătuiți cu bună știință de duhovnic și de cărțile sfinte și de scripturi și de preot și de mamă și de tată să se lasă de păcate? Hai, termină-o cu explicații. Te rog să mă lași în pace. Știu eu ce am de făcut, ești major, nu-mi vorbești tu mie. Tu vezi-ți de treaba ta și învață-te pe tine. Iată cum sfatul la un moment dat devine vorbă goală. Și spune acolo, zice, veți da răspuns pentru tot cuvântul deșert. Ori părinții pustiului erau atât de înțelepți în lucrarea duhovnicească, că în clipa când venea la ei un ucenic, din virtutea discernerii, care am vorbit noi de ea și am spus că nici chiar îngerii nu au, îngerii nu au virtutea discernerii. Ei execută prin tăria lucrării bune care au primit-o de la Dumnezeu a stabilirii în har să facă doar fapte bune. Du-te, vestește Fecioarei Maria naștere, vestește lui Iosif să nu se teamă, luăm pilde din Scriptură. Vestește lui Moisi, vestește lui Avram, arată-te în cutare loc, deci sunt duhuri lucrătoare și slujitoare lui Dumnezeu. Dar nu facă vor ele. Doamne, îmi dai voie să mă duc eu să-i propun lui Avram chestia asta? Nu. Ei sunt într-o pură ascultare. Eu și Tatăl una suntem, spune Hristos. Și dacă eu și Tatăl una sunt, îngerii și puterile lucrătoare din cer sunt ca nasturii pe o haină care fiecare și are valoarea lui. Ăsta mă încheie la gât să nu-mi fie frig, ăsta mă încheie aici să nu-mi șadă haina decoltată sau și așa mai departe, sau la butonieră, sau la pantalon, sau la orice. Același lucru se întâmplă cu îngerii în cer. Și ce făceau bătrânii? Veneau ucenicii după sfat, îi priveau și zice, eu v-aș spune un sfat, dar mă tem că nu-l împliniți. Ce ai avut, e așa de greu să spui un sfat? E cam greu sfatul și mă tem că nu-l primiți. Zice, avu, chiar mi-am ostenit până aici să te uiți la noi și să ne ții vorbind așa, cum se spune la țară, mă ții în soare. Fiilor, eu vă spun, dar e greu de îndeplinit. Hai, avu, că-ți promitem că-l împlinim. Feriți-vă de păcat. Ei, când venea ucenicul a doua oară, nu mai stătea Gheronda sau Ava să-i vorbească ore în șir, ci îi spunea, ai păzit sfatul care ți l-am dat? Păi nu l-am păzit. Du-te, fă-l pe acela și vei primi apoi altul. Deci iată câtă înțelepciune era în duhul sfatului, deci dar dat de la Sfântul Botez creștinului. Nu umplea văzduhul de cuvinte. Nu umplea de vorbe goale. Citeam Asaru istorioară în Pateric. Un bătrân a lăsat pe trei ucenici să-și facă virtuțile lor și a plecat undeva și s-a întors într-un târziu. Și l-a întrebat pe primul, tu ce ai făcut? Zice, eu am învățat Noul Testament pe de rost. Ai umplut văzduhul de cuvinte. Pe al doilea l-a întrebat, dar tu ce ai făcut? Zice, eu am scris tot Vechiul și Noul Testament. Ai umplut biblioteca de foi. Pe al treilea l-a întrebat, tu ce ai făcut? Zice, eu n-am mai făcut foc în vatră, zice, și nici milostenie la străini și de vorbă cu oamenii n-am mai stat. Ai gonit iubirea lui Dumnezeu de la tine. Pentru că întrucât ai făcut celui mai mic, lui Hristos i-ai făcut. Deci vezi câtă înțelepciune aveau bătrânii în sfatul lor? Vezi care era sfatul și priceperea și adâncitura sfatului? Pentru că sfatul uneori te zidește și tăcând. Venind ucenicii la Ava, n-au stat să discute ore în șir. Primul i-a pus o întrebare, al doilea a pus o întrebare și al treilea tăcea. Și a zis, zice, dar tu n-ai de spus nimic? Ava, de ajuns îmi este că te-am văzut, de ajuns îmi este ce le-ai spus celorlalți, de voi împlini aceasta, te voi mai întreba și altceva. Deci vezi, noi ne obișnuim și nu fac aluzii, spun la modul general. Noi ne obișnuim. Dar mai dați-mi un cuvânt de folos. Îl spovedește o oră, stai o oră de vorbă cu el, îi spui, îl sfătui, îi zici și la urmă când se plece te mai întreabă. Zice, dar nu-mi dați și un cuvânt de folos? Dar celelalte care le-am vorbit au fost din veceu, n-au fost folositoare? N-au fost cuvinte de folos? N-au fost cuvintele Scripturii? N-au fost cuvintele Evangheliei? N-au fost cuvintele lui Dumnezeu? Dar când mintea și omul împrăște și umple văzduhul de cuvinte, ucenicii nu sporesc. Și asta e o mare greșeală și aici, în momentul de față. Deci, vorbă multă și faptă puțină.
Iar Sfinții Părinți în Filocalia 2 spun: vorba sună și fapta tună. Deci, faptele trebuie să fie cele care zidesc. Și atunci, sigur că Duhul Sfatului va fi cu efect. Pentru că venind un avă din zilele noastre la altă avă să-i ceară cuvânt de folos, i-a spus: ce cuvânt mare! Fă toate câte le știi și te vei mântui. Nu i-a spus, poate că nu știe niciuna sau știe numai una sau nu știe nimic. Fă toate câte le știi și tu te vei mântui. Și într-adevăr, știa. Știa de toate. Ei, același lucru spun și eu. Atunci când este un sfat practic, o problemă, când este o necesitate, când este un act de viteză, trebuie ceva să știi. Uite, am un serviciu, am un examen, am putare. Cum să fac sau ce să fac? Dar să-l bagi bine la cap, pentru că mulți vin și spun, zice, părinte, zice, am făcut cum mi-a spus, dar nu s-a îndeplinit. În primul rând, nu s-a îndeplinit că te-ai îndoit. Al doilea, nu s-a îndeplinit că l-ai cercetat. Și cum spunea odată cineva la spovedit, întreb, zic, te văd ca supărat, ce are? Și dacă ați avea darul vederii, mi-ați spune ce am, zice, că doar aveți Duhul Sfânt. Dar așa cumva, pe un ton foarte, zice, dar nu aveți darul preoției, zice, e darul Duhului Sfânt, dar spuneți-mi dumneavoastră, zice, ce am. Ei, să aștepți tu că ți-o-i spune eu ce ai. Și chiar dacă aș ști, nu ți-aș spune și i-am spus, îți spun că ești prost. Și cu aceasta am rezolvat totul. De ce? Cum pot eu să-ți spun ție sau să mă laud cu un dar care nu l-am sau dacă l-ai și te-ai lăudat cu el, l-ai și pierdut? Darurile nu se trâmbiță, nu se merite prisositoare, nu se cumpără cu bula și cu bani, cum se face în Occident. Mă duc și plătesc pentru ien păcate, o sumă cu tare și gata, sunt dispensat de ea. Fraților, conștiința rămâne aceeași și s-a pus problema de oamenii de știință. S-a ajuns la transplantul rinichiului, la transplantul ficatului, la transplantul inimii și la transplantul capului. Să spunem că îți va pune un cap, te-a transplantat de cap. Frate, conștiința ta rămâne aceeași chiar dacă e capul altuia. De ce? Darurile pe care le-ai primit la botez și puterile sufletești care le-a zidit Dumnezeu în tine, de când mama ta cu tată tu te-au făcut din împreunarea trupească, rămân în tine până la sfârșitul vieții. Poate să spună și ficat de capră și stomac de porc și inimă de vacă. De ce? Facultățile lui Dumnezeu și chipul și asemănarea nu se pierd. Nu se pierd. Țineți minte, nu carnea și sângele moștenesc împărăția lui Dumnezeu, ci Duhul este. Omul este alcătuit din două, trup și suflet. Și ceea ce a făcut știința în favoarea omului, n-a făcut în defavoarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a descoperit aceasta. Și trecem mai departe, la Duhul Științei, să-L găsim pe unde îi. Ne învață cum să realizăm practic binele ce ni s-a descoperit din porunci. Și aici, la Duhul Științei, eu am vorbit de multe ori și v-am amintit întotdeauna. Duhul Științei te învață cum să faci lucrurile cu pace. Ești o creștină bună sau un creștin bun și celălalt din familie este opusul adevărului, nu-l înfrunta, nu-l izbi, nu-l teroriza, nu-l contraataca, caută cu duh de pace să-l zidești. Este nervos, vorbește-i frumos. Te batjocorește, taci și înghite. Îți trântește mâncarea, pune-o din nou frumos pe masă. Îl va zidi lucrarea ta duhovnicească. De ce? Se rușinează într-o bună zi și zice, mă, dacă omul ăsta rabdă și eu sunt așa un porc, hai să mă îndrept. Sau indiferent, poate partea cealaltă. Dar numai Duhul Științei te duce la așa ceva. Că de te bați cu pumnul în piept, cum deseori se întâlnește, dar eu sunt creștin, eu doar rupesc gâtul, dar fă ce-ți place, dar nu mă interesează, nu e așa, mamă, dragă. Binele e bine când e săvârșit bine, Ioan Damaschin. Și binele nu este bine când nu e săvârșit bine. Și tot părinții filocalici ne demonstrează. Atunci când scoatem răul cu rău, răul cu rău, n-am dobândit nici virtute. Pentru că spune așa,
O vorbă bună zidește și pe cel necredincios, iar o vorbă rea dărâmă și pe cel credincios. Trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Și iar aici este legat de darul cunoștinței. Deci ceea ce spuneam, știința și cunoștința sunt asemănătoare. Știința este teoretică, ați văzut, învățăm, citim, cunoaștem, descoperim biblioteci întregi, masive de cărți, cum se spune proverbul de la țară, a învățat prostul la carte și nu o poate duce în spate. Deci asta e știința, e profană. Dar când devine duhovnicească, prin contemplarea cu mintea, ea devine lucrătoare în om și ziditoare de suflet. Și se trece la darul cunoștinței, un alt dar al Duhului Sfânt, nu să ia pe bani, nu să ia pe putere, deși căutăm în viața socială să dăm din coate tot timpul, să fim în locul cel din tâi, sau să fim în ierarhia cea mai de sus, sau cea mai de jos, sau laterală, sau oriunde am vrea, fie orice scaun și de orice fel, Dumnezeu ne categorisește scaunul. Nimic din cele pământești. Bogații au sărăcit și au flămânzit, spune David la psalm. Iar cei ce-l caută pe Domnul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Iată ce lucru minunat și frumos. Duhul cunoștinței sau darul cunoștinței, cum vă spuneam exact de la început, te învață să deosebești binele de rău, dar nu cel lucrat, cel gândit. Cel gândit. De exemplu, îți vezi prietena sau prietenul. Ești nervos sau ești zavisnic, că e mai frumos, că e mai deștept, că e mai înalt, că e mai simpatic, că e mai elegant, că e mai manierat, că e mai plin de snoave, că e mai plin de glume, sau câte nu sunt. Ei, darul cunoștinței te face să vezi acestea în prisma lui Dumnezeu. Îi folosesc lui la ceva toate acestea? Îi folosesc lui la ceva toate acestea? S-a zidit el cu ceva prin darurile care le-a câștigat? I-au folosit la ceva? Sau le-a folosit numai în scop de înălțare a minții și de aroganță și de a se uita de sus în jos și a privit totul în dispreț? Au fost cazuri în pateric, fraților, când cei ce priveau de sus au ajuns rău de tot. Unul din ei și-a cerut blagoslovenia să șadă la o peșteră. După mult stat în peșteră, întâi i-a slujit îngerul, după aia i-a dat darul prorociei, era căutat de oameni, era slăvit și înălțat și cu tare. Dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Vine îngerul și îi spune, zice, mâine vom veni să te suim pe munte și să îți pui tu mantia ta și să te înălțăm, cum spune la psalm, zice, și înger te va purta pe tine. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. S-a dus la starețul lui și i-a spus, uite ce vreau să fac. Acesta i-a tras câteva palme și i-a spus, nenorocitule, zice, te-au înșelat slava de șarte, părerea de sine și draci. Ia-mă cu tine în peșteră și vom sta împreună să vedem când vin draci. Eu nu-i văd, dar tu să-mi spui că ție ți-a descoperit satana ca să vezi. Era din darul mândriei venit, deci nu era o discernere, o cunoaștere, cum spune, era o lucrare orbitoare care orbește ne lăsând să vezi binele decât pe tine însuți. Că așa spune în lucrarea aia, tradiție și libertatea lui Mitropolitul Antonie. Zice, căderea angelică sau în sus prin virtute că tu poți și ieși și treci și faci, îi mai periculoasă decât cea a păcătosului care s-a dus azi cu capul în hău și mâine iese că e rușine. Bea în jură, fumează sau curvește și îi pare rău deodată și e mai bun decât cel care puțin i s-a iertat și puțin iubește. Dar eu n-am păcate. N-ai păcate, dar ai dragi. El are păcate, dar n-are dragi, că și le vede și omul ce se smerește, Dumnezeul înalt. Și a stat starețul cu el în peșteră, l-a călăuzit, l-a cărmuit și i-au spus, uite, avă, acum vin dragi să vorbească cu mine, ține-mă. S-a trezit din nebunea. L-a prins starețul puternic de centură și a început să strige cât îl ținea gura. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe robul tău acesta păcătos. Și în clipa aceea i-au smult dracii mantia și a văzut și el cu ochii lui cum i-o ducea în înaltul văzduhului. Și când i-a dat drumul mantiei, s-a făcut bucăți. Ce vezi, nenorocitule, așa te înșela și pe tine. I-a mai tras câteva palme și l-a coborât la obște. Treci la grămadă, zice. Nu umbla după părerea minții tale, că te vei duce de tot în râpă. Cazuri sunt suficiente. Unul și-a omorât pe tatăl său, altul s-a închinat satanei crezând că e Hristos, altul a căzut în desfrânare venind dracu în chip de femeie și l-a doborât și a spus mi-a trebuit mult, dar te-am învins.
Și au plecat lei, Clement cel din pustie, este un oarecare sfânt, care avea 2 lei la ușa chiliei și multe alte minunății. Curios că toți Sfinții Părinți ne îndeamnă să nu stăm de vorbă. Și cel mai frumos mesaj care trebuie să-i adresez dracului, spunea Părintele Arsenie Papacioc, nu-i să stai de vorbă cu el. Când vine, dacă observă că îi dai nas și discuți cu el și îl întrebi ce faci și te sfătuiești cu el și o faci tu pe amarele grozav, te-a luat în primire. Când l-ai văzut că vine, îi spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiești pe noi și fuge dracu ca iepurile, nu-i poți prinde urma. De ce? Să tem de puterea lui Iisus Hristos, Iacob 2 cu 18. În numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece și acelor cerești și acelor pământești și dracii să tem și să cutremur. Asta e versetul lui Iacob, restul aia e din pale. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să ne trezim cu mintea și să vedem că cunoașterea adevărată sau darul cunoștinței nu e o lucrare de 2 lei. Mulți să văd mari, mulți să văd deștepți, mulți să văd înțelepți, mulți să văd făcători de minuni. Dar Pavel spune, aveți 1000 de învățători. Și cel mai frumos spune Pavel ceea ce ne doare pe toți, dar nu vrem să spunem niciun. Toți și-au căutat învățători după faptele lor, ca să nu-i jicnească, ca să vorbească cele ce le place lor în auz, iar când sunt îndreptați sau mustrați cu bună dreptate, să supără. Și spunea starețul Leonid de la Optina, ucenicilor săi, zice, dracu aduce oameni de gât până la ușa bisericii și acolo îi pierde. De ce? Dacă l-ai certat sau i-ai făcut o observație sau l-ai supărat cu ceva, îți întoarce spatele ca și cum el avea dreptate. Lasă-l să se supere. Că pe Dumnezeu s-a supărat și nu pe tine. Și spunea starețul de la Optina, zice, cine caută darul lui Dumnezeu, îl găsește numai prin smerenie. Și cine caută darul lui Dumnezeu prin mândrie, nu-l va găsi niciodată. De-aia Duhul Cunoștinței este cel mai înalt Duh pe care dacă l-a dobândit omul, nici de scârbă nu se supără, spunea în viața monahală, Gheron Iosif, la capitolul 2, zice, cine a reușit să-și însușească în toate critica și să se vadă pe sine păcătos la cuvintele pe care le-a auzit, acela s-a curățit de patim. Deci n-a reacționat cu nimic. Pentru că spune acolo undeva, în tundere, la monah, zice, vei fi ocărit și batjocorit și însetat și flămânzit și prigonit și toate să le rabzi acestea cu bucurie că te-a ales pe tine Domnul de la viața cea lumească. Bine că-s sătul, bine că-s frumos, bine că-s îmbrăcat bine și te-a dus la viața cea îngerească cu nevoie o scârbă să câștigă. Deci nu-i să cere creștinului să fie scârbit, oropsit și necăjit. Să fie modest, 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 nu cuvântul smerit, că sună greu pentru societate. A, smere, a nebunii de călugări. Modest, modestia este sora bună a smerenii, sunt surori gemeni. Și mergem mai departe. Duhul înțelegerii, să vedem ce spune și el, ne face să ne înălțăm prin rațiuni duhovnicești, care nu sunt cu putință oamenilor a le pricepe, spre lucrările cele înalte și unirea cu Dumnezeu. Unul te ia în râs, zice, face parte dintr-o contemplare simplă și exactă a adevărului din toate lucrurile. Adică, când unul te întreabă sau te ia în râs de ce postești, tu nu te mai scârbești, că știi pentru ce postești. Când unul te ia în râs că te rogi, tu nu te mai scârbești, că tu știi care e rodul și rostul rugăciunii. Când unul te ia în râs că ai luat o razna cu biserica, știți, proverbul, nu vă mai spun eu, tu nu te mai scârbești. De ce? Că prin înțelegere tu știi că acolo este de fapt bucuria veșnică pe care o pierdem aici îndată pe aia cu mâncare și băutură și mergem la cealaltă. Și cei ce au făcut fapte bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut fapte rele spre învierea osândii. Și tu când ai lucrul ăsta în minte, nu te mai scârbești. Nu ai motiv să te scârbești, ci din contra spune, acesta se roagă pentru cei care nu cunosc legea lui Dumnezeu și își doresc ca toată făptura să fie iubită de ziditorul. Deci, tu te rogi pentru păcătos, Doamne, luminează-l, Doamne, înțelepțește-l, Doamne, trezește-l la fapta bună, Doamne, dă-i minte să cunoască. Nu-l urăști, nu-l urăști, nu-l disprețuiești, ci te rogi pentru dânsul. Cuviosul Siloan se ruga pentru toată lumea. Și spune aici la înțelepciune și la darul acesta,
că nu vine decât după ce am dobândit toate virtuțile, adică nepătimirea. Și mai spune aici, înțelepciunea este darul de a vedea pe Dumnezeu simultan și prin lucrare duhovnicească, adică prin rugăciune când îți arde inima de dorul lui, și prin făpturile pe care le-a zidit ziditorul, făcându-l făcător, susținător și cârmuitor. Deci iată câte lucruri importante se descoperă odată cu taina Sfântului Botez. Nu are cum să se justifice un sectar. Deci nu are cum să se justifice un sectar că ar primi aceste daruri ale Duhului Sfânt când nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Deci vreau să vă explic acest lucru în alt mod. Copilul mic când l-ai născut e înger, n-are niciun păcat, decât păcatul strămoșesc. În clipa când îl botează și ia înger păzitor care îl păzește toată viața și dă-i lui înger păzitor și așa mai departe. Dar darurile în el sunt nealterate, nu sunt viciate. Cum poate să șadă darul înțelepciunii într-un pervertit și un bețiv care deodată s-a trecut la sectă? Cum poate să șadă darul discernirii într-un nenorocit care până mai ieri curvea și înjura și azi a lepădat și credința? Este o gândire logică că cine a pus piele de oaie pe lup și crede că are oaie în stână, a dobândit ceva. Și nu e adevărat. Spune Părintele Arsenie și am să vă spun de mii de ori. Sunt cei mai fioroși lupi curățitori de neputință din pădurea Ortodoxiei. Toate leprele și toate răgăliile Ortodoxiei cad în mâna sectarilor. Vulturul pândește corbul și corbul pândește hoi. Când vede că-i muribund, i-a scos ochii. Și după ce a scos ochii, ultima licărire de învățătură a bisericii și l-a rupt definitiv, îl savurează și îl mănâncă. Deci nu face altceva decât să lese un schelet cancerizat de fapte rele în sânurile iadului. Pe când suferința crucii, jertfa crucii, scârbele Mântuitorului, palmele lui și scuipările lui, nu cum arată Occidentul, cruce simplă, ci cum arată răsăritul cu raze. Este o cruce a strălucirii și o cruce a transfigurării. Omul care s-a jertfit pe sine și a vărsat sângele, a luat Duhul. Și ca să iei Duhul lui Dumnezeu, nu trebuie să verzi sângele văzut. V-am spus data trecută. Nu să curgă sânge de la deget. Că e ușor să tai la bucătărie un deget și spun, uite, eu fac jertfă pentru Dumnezeu. Nu! Să curgă sudoarea care e sângele înțelepciunii. S-a sus rugându-te, s-a sus înfrânându-te, s-a sus postind, s-a sus făcând fapte bune, s-a sus fiind bun, blând, drept, milostiv și cu aceasta ai luat darurile Duhului Sfânt. Și când înțelepciunea te-a compleșit în totalitate, poate să vină toți învățătorii Pământului. Și cum spunea Apostolul Pavel, care a fost un cel ce a intrat într-al treilea cer și a văzut, de n-a putut explica ce a văzut. Zice, mintea nu pricepe și gura nu poate vorbi. Zice, și îngeri din cer, dacă ar vesti altă evanghelie, zice, să nu-i crezi pe mine, zice. Că cel ce schimbă o iotă sau o cirtă, vrednic este de ghienă. Nu cum spun creștinii noștri molatici și nepăsători. Zice, lasă băi, că și aia zbui, zice, dacă ai vedea cât îți deuniți, dacă ai vedea cum fac fapta bună, să vezi cum îi ajută pe cei săraci, dar ajută-l, bă, în ortodoxie, de ce trebuie să-l ajuți neapărat lepădat de credință? Adică nu e același ban, nu e aceeași haină, trebuia să te lepezi de Dumnezeu cel adevărat și să te duci spre închinare de idol, că aia nu e altceva decât bani și materie. Ca să arăți tu că ești milostiv, dar de ce nu vii să răstorni un sac de bani la biserică în coada bisericii unei săraci, să ia ei și să nici nu te știe cine ești, că Dumnezeu un ascuns plătește. Trâmbiți opere de caritate, trâmbiți lucruri arătate și anunț în ziare că orfelinatul cu tare a primit ajutoare și orfelinatul cu tare a primit jucării și cu tare și medicamente. Dumnezeu să le știe, fraților, să nu vă învățați acest model de milostenie, că nu-i folosit cu nimic. Eu v-am spus, în special la femeile care mai au păcate mai greluțe, fă o oală de sarmale, cumpără 12 pâini și du-te la un azil de bătrâni și dă o felie de pâine și două sarmale cu o lumânare. Că să se iartă păcatele până într-a șaptelea neam, că acolo e suferința și necazul zilei. Acolo e adevărul. Acolo e realitatea vieții și a morții. Acolo e realitatea credinței. De ce? Unii suferă pentru păcatele lor, unii suferă pentru dreptatea lui Dumnezeu, unii suferă de neputința vârstei și unii suferă din pricina neînțelepciunii lor. Pentru că la rândul lor au fost și ei copii și neprimind ceea ce a trebuit să primească curat sau alterat.
Ce a ieșit din ei alterat a rămas și ce a ieșit din ei alterat va rămâne și ce va ieși din acea alterare, alterație rămâne. Deci trebuie să știm un singur lucru. Dacă nu se fortifică în biserică familia pe temeiul adevărat și sănătos al credinței, nu o să iasă niciodată nici copii buni, nici mame bune, nici nepoți buni, nici ingineri buni, nici nimica. Familia dă rodul. Într-o familie sănătoasă, unde nu s-au despărțit, nu s-au bătut, nu s-au înjurat, s-au respectat și s-au iubit, de acolo este oameni mari. De ce? Au avut ce să învețe. Și dacă cineva spune, da, dar am învățat frumos și au ajuns răi, le-ați dat prea multe de-a gata, de asta au ajuns răi. Că dacă îi lăsați să muncească, așa spun oamenii, zice, lasă, am suferit noi, ei să nu sufere. Lasă-i să sufere, că suferința te-a adus la lumină. Deci când suferă și el, știe, da, bă, ăsta e banul tate, ia să nu dau pe leme, să-l dau pe pâine. Ăsta e banul tate, să nu-l dau pe vodcă, să-l dau pe mâncare sau pe straie. Deci, înțelepciunea, când am dobândit toate virtuțile Dumnezeu cu înțelepciune, ne încununează. Așa spune Duhul Sfânt în Psalmi. Toate într-o înțelepciune le-ai făcut, bine ești cuvântat, Doamne. Și iarăși spune acolo, zice, sfatul Domnului rămâne în veac și pomenirea Lui din neam în neam. Iar cei neînțelepți vor pieri. Deci să dea bunul Dumnezeu ca după acest ciclu de sărbători, eu spun extraordinar de frumoase. Eu cred că au fost nemaipomenite. Botez, naștere, bucuria învierii, îngeri, arătare de treime, sfinți. Uite numai minunile de astăzi, așa, ca o simplă parafrază. Sfântul Teodosie, începătorul veții de obște, avea acel dar că i s-a golit hambarul de mâncare și când a spus fratele, zice, dă străinilor, mă, de mâncare. Ce, dar avem puțin greu, dă, mă, de mâncare. Când s-a dus, hambarul era plin. De ce? Darul lui Dumnezeu și darul tăriei și a puterii lui și a înțelepciunii că Dumnezeu le hrănește pe toate, i-a umplut hambarele. S-a terminat altă dată uleiul și s-a umplut butoaiele. Iar cuviosul Vitale, cel care nimeni nu dă doi bani citindu-i viața, muncea monah fiind și cu banul care îl câștiga, care aveți prologul să citiți, e extraordinar de frumos, se ducea la desfrânate, la casa de toleranță, intra la ea acolo și toți îl judecau și îl scuipau și spunea că, zice, ăsta curvește, zice, uite, spurcă haina monahală. Și el bătea metanii lângă desfrânată până o copleșea cu darul Dumnezeu și spunea, ce, părinte, mă arde rugăciunea ta, termine, zice, dar ce ai crezut că vin să curvim? Ia banul ăsta și du-te undeva și te călugărește sau fă-te gospodină, zice, nu mai sta aici. Și ieșea respectiva persoană până a golit toată cetatea aia de desfrânate. Și acum îl pălmuiau desfrânații, că nu mai aveau unde să meargă ca armăsarii. Și în clipa aceea, cel care i-a tras cu palma, un îndrăzneț și tânăr, Sfântul i-a spus, zice, o să-ți plătească Dumnezeu. Și s-a îndrăcit. De ce s-a îndrăcit? Pentru că s-a pus împotriva adevărului. Plăcerea nu o să domine niciodată puterea lui Dumnezeu. Iar rațiunea nu va fi înădușită niciodată de pofte. Rațiunile lui Dumnezeu nu vor fi înădușite de poftele păcătoase. Porțile iadului nu...